Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Răzvan pentru cei care nu mă cunoașteți și astăzi o să facem un videoclip legat de pești, de iaz, pentru iazuri. O să mergem la un prieten al meu care are foarte mulți sturioni, crapcoi, carași, multe varietăți. Mergem, vi prezint, a adus acum ceva marfă nouă, ceva pești mari din ce am înțeles. Are un iaz superb. El m-a ajutat cu filtrarea, cu informațiile legate de pești, cu foarte multe. Sunt aici la câțiva kilometri de mine, următor oraș de lângă Gimbab, Cristianul. E foarte aproape, o să las în descriere un număr de contact, ceva, nu știu, vedem. Eu momentan sunt la stadiu de umplere a iazului. Am făcut, nu știu cât se poate observa acum. Dați să văd cum o poziționez, așa, undeva acolo, nu știu dacă se vede, dacă se vede mâna mea, nu se vede, o să încerc, deci undeva pe acolo, în zona aia, am făcut, mă rog, am pus o țeavă, o să vă explic mai multe, care va trage din mizeria de la suprafață, o să vedeți mai multe la el pe iaz, o să vă explic acolo mai multe, cam cum va trebui să arate și la mine iazul. La mine momentan peștii sunt în piscină, unde apa este absolut jegoasă, abia aștept să-i mut odată în iaz, unde nu vor avea filtrare decât abia la anul. Anul ăsta sper să cimentez, să iau toate filtrele tot și la anul să-i dau drumul la filtru în funcțiune. Cam asta ar fi de zis, mergem la el să vă prezint mai multe și să vedem și ce pește are și ce mai are de vânzare. Bun, am ajuns și la iazul de care vă spuneam, cam așa arată, este incredibil, deci este superb din toate punctele de vedere, este foarte atent gândit peste tot, e amenajat incredibil, plantele fac totul și peștii, vă dați seama, dar peștii din păcate stau cantonați mai pe fund, pentru că este destul de răcoare. Haideți să începem așa. Aici avem aerarea, cum s-ar spune. Este cascada pe unde intră apa în iaz. Pe fundul iazului ei, nu știu dacă se observă, pălăria aia, pe sub pălăria respectivă, intră apa în filtru, unde o să vă arăt ce și cum mai exact. Și acolo este acel skimmer care trage toată mizeria de la suprafață. Peștii sunt undeva acolo. Nu știu cât de bine se văd. Avem acolo și doi cărășei. În rest, crapcoi. Incredibil, deci arată în mare fel. Plus că a adus acum niște pești geniali, mult mai mari. Până acum ăștia mi se păreau mari, dar ce a adus acum e incredibil. Bun, el e Petru, salut. Am ajuns la iazul lui, e genial, după cum vă spuneam. Zi-mi un pic cam ce adâncime are. Deci avem punctul cel mai adânc la 1,70, acolo se adună peștii când se răcește apa și iernează. În rest e făcut în trepte, o treaptă superioară unde poți planta plantele marginale. În rest e învelit cu folie EPDM, o membrană cauciucată. Avem un sistem de filtrare multicameral, avem un filtru multicameral betonat, cu perii, cu burete japonez, cu filtrare biologică. Ăla e filtrul gen pe care încerc să-l fac și eu de ceva vreme, o să vă explic un pic, adică ne explici un pic ce și cum. E o variantă foarte bună de filtrare dacă vrei să crești crab, coi, să ai apa ok, atât chimic cât și aspect. Două pompe de 10.000 individual. În cazul în care strică una, rămâne cealaltă până în schimb. Avem o cascadă umplută cu rocă vulcanică, care funcționează pe poze bog filter și un skimmer de suprafață care trage mizeria de la suprafață. Skimmerul de care ziceam că o să vi-l arăt e foarte eficient. Inițial am zis că nu o să-l pun, dar văd că e mult mai... se formează o peliculă de praf, în general, și mai bine să tragă mizeria de la suprafață, nu mai zic de frunze sau alte. Mă gândesc că așa e recomandat pentru oricine ar vrea să facă un iaz, nu să-l facă în trepte decât cum îl am eu drept. Da, e mai ușor de plantat marginalul. Acum e bine și cum l-ai făcut tu, poți să te axezi mai mult pe o creștere intensivă ca un iaz betonat, să zicem. Ai volum mare de apă și pur și simplu nu o să ai mizerie niciodată. Da. Câștigi metri cub, aia e toată treaba, dar rest mi se pare mult mai aspectuos așa. Dacă îl vrei peisagistic, da, e o combinație de natură cu pești și cu... Plus că e ușor să plantezi plante pe lângă care să se poți juca cu natura. Filtrul la un iaz trebuie să se compună, ca și la acvarii în principiu, în două părți. Filtrare mecanică, unde se decantează mizeria grosieră, după care filtrarea biologică care menține apa în parametri chimici. Sifonul de pardoseală și skimmerul comunică cu prima cameră, care e zona de decantare, cu perile care rup mizeria și o lasă să se depună. Zona asta se curăță în permanență vara, odată la o săptămână, două. Restul nu se umblă în toată perioada anului, deoarece avem coloniile de bacterii. Cu cât mai stabil mediu, cu atât mai multe colonii, cu atât poți să arunci mai multă mâncare, bacteriilor să-și facă treaba. Deci, scuze-mă că te întrerup. De aici până în capăt este o singură cameră. Pare acolo o despărțitură, dar e doar o... Să oprească grosierul și mai gros. Da. Perile. Avem up-down-uri ca la un samp de acvariu, cine e în domeniu cunoaște. Avem o fagură de burete japonez și 100-100 ceva de litri de helix care se află pe continuă mișcare și aerație. Camera pompelor. Deci practic de aici se trage apa curată. Apa curată, da, o trecem, una trece prin sterilizatorul UV, să nu avem probleme cu apa verde, aeratorul și camera de golire a compartimentelor. Și ridici fiecare țeavă și se golește compartimentul care vrei, inclusiv cascada. De acolo pompești și grădină cu apa ce rezultă și mizerie. Deci cam așa ar trebui să arate și filtrul meu, dar o să mai aibă ceva până ajunge în starea asta. Planul e făcut acum. Da, mai rămâne să-l cimentez. Timp, bani și chef de muncă. Aia așa e. Din unghiul ăsta se văd mult mai bine peștii și skimmerul în același timp. Uitați-l cum trage. E super ok să ai așa ceva. Cu toate că am zis eu inițial că nu o să-l pun, dar e mult mai ok. Curăță foarte, foarte bine pelicula apei. Iată și peștii. Cam câți ai? Cam câți pești ai? Cred că sunt vreo 40 în momentul de față, plus deci vreo 40 o să-i adaug. Bine, aia o să facă cât vreo 10, deci ai ceva. Da. Da, foarte tare. Sturion știu că mai aveai, nu mai știu câți, 2, 3, câți aveai? Aia mari, da, i-am dat să nu-mi streseze prea tare, pești erau foarte mari, aveau peste 1 metru, mai am unul, cred că are 1,5 metru, se chinuie prin alții. Da. A, deci numai ăla a rămas. Da, o să mai îmi bag vreo 2 micuți, probabil să crească împreună cu crapii. Da, acum uite, l-am prins și pe camera. Foarte bun că e în permanență pe substrat, împrăște mizeria, pompele o trag mai ușor. Foarte tare. Cam care ar fi cel mai scump pește de aici, aproximativ, nu știu, după tine? Cred că unde e, momentan, din cei din Iaz, e Cohacul, dar s-o parcat pe fund. Ăsta de aici, da. Și inclusiv Tancho. Nu ăsta alb, cel de dedesubt, ăla alb cu roșu, nu știu dacă se vede. Da. Și mă gândesc că la alb cu pata roșie pe cap. Care simbolizează steagul Japoniei în principiu. Da, ăla e cea mai clasică. Dar vom veni cu culoare. Balaurii mari care vor depăși. Da, o să mai vin o dată când îi bagi aici. Și ăla galben ce fain e. Carasola Oranda e incredibil cum s-a făcut în Iaz printre crăpălăi. Unde e? Că nu-l văd. Aha, bun. Chiar din ăștia mai ai de vânzare? Mai am ceva, cred că mai am și în acvariu vreo 2-3. Aș lua și eu unul, uite chiar acum, bine că mi-ai zis, că am zis de mult că iau și n-am mai apucat. Un acvariu bestial, bine și în Iaz. Dar au trecut iarna, nu? Adică fără probleme. Da, nu trecut ăla acolo. Cred că am mai avut vreo 2, au dispărut, nu știu dacă de la pești sau probabil. De la... Da, vezi că am prostănaci ăștia și nu prea ajung la mâncare, știi? Până anuată, crapii culec tot. Da, super. Hai să mergem să vedem ce mai e de vânzare. Bun, aici e beciu plin cu peștișori. Are foarte mulți de vânzare, atât sturioni cât și crapcoi și ceva carași. Arată foarte, foarte bine. Nu știu cât de bine se vede pe cameră pentru că nu este lumină naturală. Ia, un sturion. Foarte tare. Ăștia ar fi cam cei mai mici, mă gândesc, nu? Da, sau și aici... Ăștia sunt un pic mai mari. Aici nu e așa multă lumină, dar se vede cât de cât. Deci, 3 bazine pline cu pești. Și aici, cei mai mari. Ăștia sunt ultimii sosiți. O grămadă de sturioni. Cam cât sturioni aici? 200, cred că sunt. Wow! Și plus crapcoi, o grămadă. Bun, o să las numărul lui în descriere și dacă vreți să cumpărați sau aveți nevoie de alte detalii, îl sunați și vorbiți cu el. Mergem să filmăm și ultimul acvariu pe care îl are, că e foarte interesant și ăla, un acvariu enorm. Ne vedem de acolo. Iată aici un mic acvariu Nici nu știu câți metri are, 5 metri câți are? 3 metri și ceva. Care ar fi peștia carașia de care ziceai? Să fie și cu căciulia. Ăsta cumva? Sau? Foarte frumos. Da, 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 ce tare. Asta. Asta, da, asta e fain, da. Daria nu! Poate am băgat deja în afară, ăla din spate iar e, ăsta iar e. Superb. Cam cât palma, în Ungaria am văzut, aveau niște matahale. Atât de fain erau când denotau, erau tare caragioși. Genial. Și cu ăștia nu e problemă că se prea mulțesc. Bun, cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share, mă ajută foarte mult și abonați-vă ca să vedeți ce videoclipuri voi mai posta până data viitoare.